Sunteți la Adevăruri de Viață. Repet numele emisiunii ca să vă fie foarte clar. Adevăruri de Viață. Erudit, din familie foarte bună, profesor, ani bun, cel mai influent om din România. N-a mișcat nimic fără ca el să știe și să accepte, zic unii, privatizări, contracte, restructurări. Putea să-și termine adversarii cu o simplă ridicare din sprâncene, lăsând procuratura să intre în afacerile lor puturoase. Știa de afacerile lor puturoase. N-a făcut-o, amestecându-se, spun unii, unde nu era treaba. Istoria l-a lovit crunt. A trăit cele mai umilitoare situații pentru un om de stat. Să vină poliția să-l salte de acasă, de lângă copii și nevastă, în văzul nu al familiei, în văzul întregii lumi, a clacat, a încercat soluția extremă. A reușit să supraviețuiască propriului gest de autoeliminare. A stat luni printre pușcăriași. A ieșit și a zâmbit ironic în poarta pușcăriei adversarilor și colegilor din partid. Adversarilor, repet, și colegilor din partid. Între timp, doamnelor și domnilor, România a schimbat o putere abuzivă cu una bâlbâită. Atât de bâlbâită că nici ea nu înțelege ce spune. Imaginea țării poartă eticheta corupției și a imposturii securiste. Primii oameni în stat se acuză unii pe alții că fac jocuri murdare. La Adevărul de Viață, fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră, domnule prim-ministru. Sătuna, bună seara. Vreți să vedem câteva imagini cu dumneavoastră, după care să intrăm abrupt în subiecte, că sunt foarte multe și vreau să le atingem pe toate. Adrian Năstase, în cele mai importante momente ale carierei domniei sale. Inculpatul Năstase Adrian la 4 ani închisoare. Băi, a venit poliția. Trădarea boierilor a dus la apariția domnitorilor fanarioți în România. Dar le-am vorbit despre Del Chiaro, despre consilierul italian al lui Brâncoveanu. Consilierul italian lui Brâncoveanu. Vă mărturisesc, domnule prim-ministru, că am urmărit aproape toate interviurile de după perioada asta de detenție pe care le-ați dat presei. Cea mai tare declarație asta mi s-a părut. V-ați legat de domnia lui Brâncoveanu, cea mai longevivă domnie în țara românească, consilier al lui Brâncoveanu, un italian, un tip erudit, atât de erudit că l-a șocat și pe domnul Maior, fostul șef al Serviciului Român de Informații. Hai zis, domnule, avea Brâncoveanu la curte, la palat, un serviciu secret. Practic, era un serviciu secret, afla informații despre adversarii lui Brâncoveanu, ca așa se și explică, probabil, în mintea multora, longevitatea domniei lui Brâncoveanu, da? Care aduna informații despre adversarii, compromiteai, elimina pe toți cei care îi stăteau în cale lui Brâncoveanu într-un fel până sau altul. Până la un punct a reușit. Îmi explicați rațiunea pentru care în poarta pușcăriei, când toată lumea se aștepta să aruncați săgeți către aia care v-au băgat în pușcărie, ați venit cu acest exemplu? Să încep cu faptul că... N-am înțeles dacă erați, iertați-mă, dacă ați fi vrut un Chiaro lângă dumneavoastră, dacă ați fost unul dintre adversarii lui Brâncoveanu, eliminat, dacă... Ce rol ați jucat în exemplul ăsta? Unde era Adrian Năstase în exemplul ăsta? Bun. O să încep prin a spune că m-am uitat la emisiunea ta de ieri și am înțeles că Raci se uită mai curând spre trecut. E doar parțial adevărat. Pentru mine, trecutul este o sursă extraordinară de învățăminte. Există o carte a lui Constantin Gane, Trecute vieți de doamne și domnițe, care arată că
Trădarea era o dimensiune pentru ambele sexe în principatele române și că istoria noastră politică, din abundență, a trăit momente foarte complicate. Bun. Până la urmă, emisiunea înțeleg că este despre putere și... Microbul puterii? Microbul puterii, despre putere în general, nu știu, microb sau nu, dar în orice caz, în orice structură ierarhizată, discutăm despre putere și cei care intră în structura respectivă tind să ajungă la vârful ierarhiei respective. Este probabil uman lucrul ăsta, fie că e vorba de profesie, fie că e vorba de bresle, fie că este vorba de politică, de partide și așa mai departe. Vă referiți la dumneavoastră sau la cei care v-au urmat? Mă refer la mine, în primul rând, pentru că, sigur că introspecția este un exercițiu necesar, mai ales după momente importante, după experiențe importante. Și Brâncoveanu, pentru că revin la el, a și fost un moment important în ultima vreme, a fost redeschiderea bisericii de la Sfântul Gheorghe, au fost momente importante, inclusiv cele din anii 30 referitoare la istoria lui Brâncoveanu, dar și relația lui cu Imperiul Otoman. Apropo de Del Chiaro, apropo de felul în care poți să afli niște lucruri sau despre Barroso, spun, nu știu, care era un extremist de stânga în tinerețe și pe acum este un mare reprezentant la banca de investiții Goldman Sachs. Dar iată cum se trece de la o extremă la alta, dar probabil că și el este rac și uitându-se în trecut a văzut lucrurile astea. Stați puțin ca să mă dumiresc. Încurc lucrurile. Ca să mă dumiresc. Deci spuneți așa că e normală tentația omului care intră într-un sistem să ajungă undeva la vârful sistemului. Fie că e vorba de sistem profesional, fie că este vorba corect, de... Corect. Vă întreb foarte abrupt. Dumneavoastră nu ați vorbit în ușa pușcăriei despre trădare pur și simplu. V-a venit în minte Chiaro și ați Brâncoveanu, cea mai longevivă domnie, și a zis, domnule, ia să le zic eu ăstora niște... Sunt două gesturi ale dumneavoastră, o declarație și un gest al dumneavoastră, ale dumneavoastră, care pe mine m-au șocat. Odată, gestul ridicării capului, rănit, evident, de pe targa aceea, în care ați ridicat capul și lumea a înțeles, Năstase vrea să spună ceva cuiva. Punct. Nu știm cui, ce, cum, nu știm. Și această declarație pe care ați făcut-o, apropo de trădare, în ușa pușcăriei, luni bune după ce ați fost în pușcărie. Întrebare. Dumneavoastră ați trădat pe cineva ca să ajungeți în vârful ierarhiei? Nu cred. Pentru că intrarea mea în zona politică s-a făcut în niște circumstanțe care erau dincolo de mine și era vorba de schimbările de la Revoluție. Eu veneam dintr-un institut de cercetare, pentru că în zona Ministerului de Externe, practic, cei mai importanți oameni luptaseră pentru o anumită filozofie a drepturilor omului în perioada Ceaușescu. Niciunul dintre ei, mai ales în al doilea guvern roman, după Mineriadă, nu ar fi putut să fie convingător ca mesaj personal în ceea ce se întâmplă atunci. Deci, aici, într-adevăr, probabil, trebuie să aflăm... Vă uitați așa, vă uitați la reflectoare? Nu, la constelația, probabil a fost o formulă ezoterică, care a dus la acea decizie. Dar dincolo de ea, și de asta spun că a fost probabil și o întâmplare, eram foarte bun, fără îndoială, pe teorie, în drept internațional, eram la momentul respectiv foarte bun. Dar, în practică, nu aveam încă o legătură cu ceea ce însemna diplomația. Dar, repet, a fost o conjunctură care m-a ajutat sau nu, poate aș fi avut alt drum în viață. Bun, întrebarea următoare este dacă pe dumneavoastră v-au trădat unii ca să ajungă în vârful ierarhiei. Asta e sigur. Este sigur. Da. Și nu știu dacă lucrul ăsta este inevitabil, sau probabil inevitabil, în sensul că... Generație după generație sau cei din echipa cu care ești, poate în anumite momente, doresc să preia conducerea. Am văzut cu toții atâtea filme în care tema asta este probabil una dintre temele centrale, nu doar la noi, ci peste tot. Așa încât, pentru mine, pentru că revin la întrebarea pe care mi-ai pus-o tu mai devreme,
ideea de a, de a polemiza cu propriul meu trecut era absolut stupidă. Și atunci, practic, citind foarte mult în perioada de, în care eram la bibliotecă, La biblioteca aceea, mi-am dat seama că trebuie să îmi stabilesc altfel prioritățile de viață, trebuie să trag niște concluzii și cred că am devenit mai înțelept. Oamenii care v-au trădat, domnule prim-ministru, v-au dat telefon imediat după ce ați ieșit din pușcărie? M-am primit enorm de multe telefoane atunci. Bun, a fost întrebat asta. Am dat cu oamenii care v-au trădat și despre care știați că v-au trădat. Trădarea a fost, la momentul respectiv, o trădare confuză, pentru că ea s-a petrecut la Hotelul Confort, în principal, și acolo au fost niște voturi care erau secrete, unele, pe unele le știu, pe altele nici măcar nu mi le mai aduc aminte. Au fost oameni care... A fost o poveste absolut aberantă. Eu am cerut la momentul respectiv să... am cerut un vot de încredere. Până la urmă s-a votat ca eu să-mi dau demisia. Ceea ce era aberant, pentru că eu îmi dădeam demisia sau nu îmi dădeam demisia în funcție de un vot de încredere. Dar asta e o chestie mai tehnică, poate. Însă, la acel moment, s-au întâmplat niște lucruri foarte ciudate. Despre unul dintre ele nici n-am vorbit măcar. Așteptam să intru în sală cu colegii mei care făceau pregătirea pentru și regia probabil pentru decizia respectivă și aghiotantul la care aveam dreptul atunci a venit și mi-a spus iată, la telefon este Traian Băsescu că era președinte și care mi-a spus, Adriane, să știi că nu eu am organizat povestea asta. Ceea ce urma să se întâmple, adică nici măcar nu se întâmplase. Nu. Ceea ce trebuia să se întâmple. Corect. Deci el știa ce trebuia să se întâmple. Probabil. Bine, eu știu. În sfârșit, interesant. Deci, apropo de cine este... Și ce ați răspuns domnului Băsescu atunci? Nu mai țin minte ce am răspuns. Am luat notă, dar ca de obicei... Ați înțeles atunci că se va întâmpla ceva? Nu neapărat de la el. Mi-era foarte clar, pentru că în acel moment, Mircea Joană... Eu pe Mircea Joană la acel moment îl incomodam din anumite puncte de vedere. Nici măcar nu vreau să-l acuz din cauza asta, dar era un anumit mod de a scăpa de o poziție care era incomodă. El era președinte din 2005, eu eram președinte executiv al partidului și sigur că aveam o anumită, apropo de putere, de influență, de ascendent, suficient de mari în partid. Și povestea asta îți creează, poate, probabil, cred, creează o anumită dificultate în a fi un lider major, un lider, nu spun absolut, dar un lider cu puteri mai importante. Și probabil că asta a fost resortul care, pornind de la... Ăsta a fost începutul, spuneți dumneavoastră, sau... Nu. Începutul a fost făcut de dosarele procurorilor. Asta știm, dar asta a fost începutul declinului efectiv. Eu îmi dădusem deja demisia din funcția de președinte executiv la începutul lui 2006. După aceea a fost presiunea respectivă, linșajul mediatic, să nu uităm, presa a avut un rol extraordinar. Apropo de căile acestea ascunse pe care sunt trimise mesaje și anumite articole împotriva mea apăreau identice în mai multe ziare odată. Cu experiența pe care o ai în presă, știi bine că asta nu se poate face decât este dacă... Este imposibil decât dacă e o comandă. Exact. Doar dacă este o comandă. Lucrurile astea pot fi oricând revăzute, dar din punctul meu de vedere este un capitol închis și faptul că discut despre ele acum, mai mult pentru... din respect pentru tine și pentru telespectatorii tăi. Știți de ce e importantă discuția despre trădare? Pentru că în clipa asta, când noi vorbim, nu știu dacă președintele Iohannis își permite să sune, știți, pe șeful PSD, să-i spună, Liviule, îmi pare rău, nu eu, sau stai liniștit. Nu știu dacă președintele Iohannis... Chiar credeți că președintele Iohannis ar putea să facă asta? Se face un guvern acum, știți? Da, am aflat. Nu, cred că lucrurile stau oarecum altfel acolo, dar probabil că președintele Iohannis se gândește că are nevoie de un PSD care să facă
cât mai multe greșeli până la următoarele alegeri prezidențiale. Și PSD îi ridică mingea la fileu președintelui Iohannis? Nu știu încă. Sper că nu.